Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență, locotenentul Alin Găleată, în dimineața zilei de vineri, un incendiu a izbucnit la 10 magazii anexe în localitatea Molid. Acestea aparțineau cetățenilor din două blocuri de locuințe. În anexe erau depozitate în special lemne de foc, dar și alte bunuri ale proprietarilor. Suprafața totală afectată de incendiu este de aproximativ 300 metri pătrați. Incendiul a izbucnit la mai multe construcții anexe din localitatea Molid. Am intervenit pentru localizarea și lichidarea acestuia cu 5 autospeciale de stingere de la subunitățile din Câmpul Moldovenesc și Gura Humorului. De asemenea, la fața locului a ajuns și o autospecială de la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Frumosu. Au ars în jur de 10 magazii anexe care aparțin cetățenilor din două blocuri de locuințe. În anexe erau depozitate lemne de foc și alte bunuri ale proprietarilor. Suprafața totală afectată este de aproximativ 300 de metri pătrați. Incendiul a fost localizat în limitele găsite și acum lucrăm pentru lichidarea ultimelor focare și pentru îndepărtarea elementelor de construcție afectate de foc. Ulterior vom stabili și cauza probabilă de izbucnire a incendiului. Îmbucurător este pentru noi faptul că nu ne-am înregistrat cu victime.